Inițial, Daniel Cizmaș a investit la Gărâna în turismul de iarnă, în instalații de teleschi și pârtii, însă deoarece vara sunt foarte mulți turiști în zonă, a amenajat și un mic parc de aventură cu panou de cățărare, tiroliană, slip and slide, liane, leagăne sau hamace. Îl putem considera un sport individual, lumea înțelege când stau la rând să păstreze distanța, sunt mese unde poți să aștepte, toată lumea în liniște și pe toate aparatele sunt permise doar câte o persoană. Unde am zis că ținem o lință? Nu mai ești. Uite, Jimmy te așteaptă acolo. Hai, Moțo! Bravo! Bravo, Moțo! Cum se numește asta? Tiroliană. Îți place ideea asta pentru copii? Da. E o aventură pentru tine? Da. Și tu, domnișoara? Te da și tu? Și cum a fost? Fain. Ți-a plăcut? Da. Și tu, frumoasa mea, ia spune-mi, te-ai dat și tu? Da. La cu ce te-ai dat? Cu tiroliană. Și nu ți-e frică? Nu. Câți ani ai? Dar 4 ani jumate. Mai, de mine și ți-a plăcut să te da. Dai? Pe ce te dai? Pe tiroliană. Și nu ți-e frică? Dar nu e cu... Te-ai mai dat? Nu. Turiștii care ajung în zona Gărâna Brebu Nou mai pot face drumeții pe jos sau cu bicicletele, dar și ture enduro.